Cum pot să mă bat? Așa? O, nu! 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 Cum facem, frate, să batem pe cineva? Că văd că... Eu nu știu să mă bat. Nu! Nu! Ziua 7, dacă nu chiar ziua... Ziua 7 sau ziua 8? Nu mai știu, fraților. Bine v-am găsit la un nou episod din The Escapist 2. De data aceasta vreau să fac ceva mai diferit față de dățile trecute, deoarece vreau să joc 2 zile de The Escapist într-un singur episod. Adică probabil am să mai fac niște cut-uri la anumite chestii care sunt destul de plictisitoare. Astăzi trebuie să ne gândim cumva, în pana mea, să scăpăm de aici. Deci chiar vreau să scăpăm. În primul rând, din câte mi-amintesc, trebuia să ori să scap pe aici, gen să trec pe aici, să sparg acel perete, dar nu știu ce să zic despre această chestie. Ar mai fi o șmecherie, gen avem un tube of glue, ne mai trebuie încă un tube of glue ca să putem să facem o chestie. Practic ar trebui să batem un... Hai să încercăm totuși, nu? Totuși de ce... ce poate să fie așa de rău? Ok, hai să dormim mai repede. A, gata, pe bune, m-am pus și eu în pat și s-a terminat. Gen, am putea încerca chestia asta, dar nu sunt sigur dacă vom reuși să scăpăm din chestia asta. Eu o să încerc, dar s-ar putea să nu fie cum vreau eu. Bun, hai să luăm un glue. Are cineva un glue? Că vă dau bani, promit eu. Deci după cum ziceam, hai să vă arăt următorul plan pe care l-am eu. Da, va da, dar mai întâi hai să trecem prin aceste celule. Repede, să vedem dacă găsim un glue. Glue, ăsta ce-i? Art paints, nu mă interesează. Ok. Planul ăla este practic să ieși pe acolo, să sparge... Hopa, hopa, poliția ușor. Să sparge pe la librărie. Deci te duci pe la librărie și undeva în colț din dreapta poți să spargi, nu știu cum, și prin venturi. Ieșim prin venturi. Ajungem seara acolo și după ne luăm o chestie de asta de polițist și mergem după o haină de polițist și mergem, încercăm să scăpăm pe acolo. Nu cred că o să ne trebuiască nicio cheie pentru chestia aia. Am putea să încercăm asta, dar dacă nu se poate, eu zic să încercăm ce facem azi dacă găsim un glue. Să încercăm planul pe care l-am avut acum ceva timp. Dacă nu găsim niciun glue... Probabil o să facem chestia asta. Deci nu ieșim pe aici pe la câini, pe undeva arăt eu cu cursorul. Ieșim prin colț, pe undeva. Nu știu, frate, e greu să scap din închisoarea asta. Mă gândeam că... O, nu, colpir. Gata, boss, am ieșit. Mă gândeam că pot să scap mai ușor, dar... Bine, sunt anumite moduri, dar... Tube of glue. Asta e glue? Da, bun. Hai să mai citim niște cărți în caz de... este nevoie. Să știi niciodată. Că parcă vezi că devin prea prost și nu știu să ies de aici. Și știți ce o să ne mai trebuiască? O să ne mai trebuiască și niște mâncare. Păi, este foarte posibil că în episodul ăsta, dacă eu sunt destul de deștept, aș putea să scap în episodul acesta. Ar trebui să mă bat acum cu un băiețaș de ăsta, un bad boy de polițist. Aș putea, cred că, să-l bat. Dar mai întâi probabil o să facem asta în ziua 2. Uite mă că mai găsit un tube of glue. Ok, hai să craftăm alea dacă tot așa. Că n-are niciun rost să le ținem așa de ambățu. Să sperăm că se aude bine microfonul, toate alea, totul este ok, da? Bun, acum crafting. Punem asta. Craft. Craft. Avem două de astea și avem și un jar of ink. Ia să punem și jar of ink-ul și craft. Și avem acum un fake wall block. Perfect. Foarte bun fake wall block-ul. Ăsta e wall block. Avem cu ce să reparăm sturdy pickaxe-ul. Ce am făcut, mă? Move, colpir. Move away. Gata, gata. Mergem la lunch time. Mamă, pe tine te bat. Cum te cheamă? Mr. William-ul. Mamă, ce bătaie îți dau. Pe tine trebuie să te bat. Comentezi tu la mine. Lasă-mă în pace. Mă duc să caut niște mâncare. Am mâncare la mine în caz de obosesc prea tare, să-mi crească energia. Băi, aș mai trage puțin de fiare, ca să am mai multă forță, nu de alta.
Dar îmi trebuie niște forță dacă vreau să mă bat cu cineva ca să pot să-i dau mai mult damage, știi ce zic? E mult mai eficient și sper că nu se aude aiurea la... Nu se audă aiurea tastatura mea. Că e posibil. Dar nu foarte tare. Bă, da, avem ceva forță. Hai să facem 85 și gata. Hai cu 85-o, hai cu 85-o. 86, ești nebun. Bun. Relaxează-te, colpir. Relaxează-te. Poți să intru aici, nu? Nu am voie să... Ok, nu știam că n-am voie să stau acolo. Ia să vedem noi. Poți să intru aici? Poți să mă relaxez? Practic, acum am realizat că eu nu prea am explorat această închisoare. Ce mai este pe aici? Asta e un birou. Păi uite așa, poate aflăm și noi moduri de a scăpa pe aici. Uite, este o bibliotecă. Asta e biblioteca de sus, am înțeles. N-am folosit-o niciodată, cred. Ne mișcăm mai repede, să putem să alergăm în caz de vine poliția după noi. Să alergăm cât de repede se poate. Deja a obosit ăsta, hai să stai acolo, stai pe scaunel. Nope, too tired. Sunt prea obosit. Sunt prea obosit. Mamă, ce se bate lumea acolo, dă-i tare, dă-i tare, dă-i tare. Oh, săracul. L-a luat nașpa. Deci, uite acolo un mic detaliu pe care nu l-am văzut, scrie Guards Only. Ok, interesant. Hai, pot să mai dau și eu puțin la... Fac, hai să fac măcar 60. Yay, am făcut 60. Bun. Gata, obosit din nou. Băi, vreau să termin jocul ăsta, adică pe bune. Chiar e așa de greu să scap dintr-o închisoare? Colpir, revino-ți, că poate o să mai faci o mapă de asta și trebuie să devii din ce în ce mai bun. Nu? E normal. Ok, hai să mai luăm un job de la cineva în caz de... Bine, știu că nu-i momentul potrivit să vorbești cu oamenii când se spală, dar e ok. Riz, tu ai fost un băiețaș mai de treabă pe aici. Uite, are nevoie de o ciocolată. Îi dau o ciocolată lui Riz, nicio problemă. Dinner time? Hai la dinner time, frate. Voi vă dați seama că noi trebuie să ne batem cu un polițist? Eu nu m-am bătut cu nimeni în jocul acesta. Absolut cu nimeni. Dar asta înseamnă că trebuie să exersez mai întâi pe unul de ăsta și să-l băgăm aici la spital. Și după... Păi trebuie să-i dau Riz, boss. Care ești Riz? Unde e Riz? O plecat. Cred că e bătut pe aici. Posibil. Nu-mi dau seama unde e Riz. E pe jos? Da, uite, ăsta-i. Riz, să-ți dau ciocolata, Riz. Poți să mă duc să-i dau aici? Yay, el doarme. Uite, și polițistul e mort? Ofițerul stilou, ești mort? Poți să stau și aici? Ce tare. Ok, hai, poate mă ia pix la bătaie. Cred că a fost și el bătut puțin. Păi, dar mi-e frică să nu fiu prins, că dacă o să fiu prins o să fiu nașpa. Știu că mai avem ceva prin venturi, dar nu cred că avem mâncare în orice caz. Că n-are ce căuta o mâncare acolo. Haide, frate. Ciocolată, bun, am găsit o ciocolată, mersi. Mulțumesc. E felul meu de-a-ți mulțumi. Mersi pentru că ești ciocolată. Băiatule, băi. Da, nu știu ce să zic, fraților, nu știu dacă o să mai jucăm acest joc după ce ieșim din închisoare. Probabil o să mă stabilesc și nu o să mai fac nicio infracțiune. În caz de voi face vreo infracțiune, posibil să mai jucăm acest joc și... Na, e normal că jucăm. Dacă ajung din nou la pârnaie, trebuie să-l jucăm din nou. Ca să ies la pârnaie să fac videoclipuri, nu? În continuare. Mi se pare foarte corect. Trebuie să ies pe... da. Și vorbeam de escape-ul, planul. E că poți să ies pe aici. Oare poți să intru la câini? Nu pot. Ok. Uite, și aș putea scăpa oarecum pe aici, cred. Trebuie să intru în descul ăla, dar nu știu dacă pot să intru în descul ăla. Mi-e frică de băiatul ăsta. Aici dorm polițiștii. Nah, bruh. N-am cum să ajung acolo, îmi pare rău. Job. Ieșim de aici. Ok. Da, practic...
am putea să facem schema aia și ieșim pe aici, fiți atenți. Vedeți? Dar numai că seara, după ora 1, din câte știu să închid luminile. Da, cred că știu, dacă nu reușim planul ăla, facem planul ăsta. Da, 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 am o idee, gata, gata, știu, știu cum vom face, gata. Sunt pregătit de luptă. Hai la roll call și să încercăm planul nostru inițial și dacă nu facem planul viitor, îl explic 100%, o să fie blană bombă, blană bombă. Fiți atenți, frații mei, fiți atenți. Hai să vedem dacă putem scăpăm de aici. Să sperăm că nu mă percheziționează pe mine în seara asta, că dacă mă percheziționează pe mine în seara asta, asta zic de fiecare dată, dar nu-i bine, pentru că eu am treabă seara. Eu am treabă mare chiar. Hai. Yay, yay, mulțumesc. Mulțumesc. Sunteți cei mai șmecheri oficieri. Oficieri și șmecheri. Bun. Așa, deci hai să vedem. Punem bedamiul în primul rând și în primul și în primul rând. Nu dormi, nu fii prost, prostule. Punem bedamiul. Așa. Nu, nu, nu. Cum se pune? Pe space? Da, gata, l-am pus. Bun. Luăm pickaxe-ul. După ce am luat pickaxe-ul, putem să luăm și astea în caz de trebuie să reparăm și trebuie să luăm fake wall block. Bun. Cu grijă mare, băieți. Lumea pleacă acum, îi vedeți cum pleacă ea de sus. Lumea se pregătește de culcare, este totul bine, totul frumos. Facem patul. Punem repede bedamiul, că nu-i bine. Mulțumesc. Punem posterul la loc. Să luăm pickaxe-ul. Așa. Posterul la loc. Pune-l acolo, așa, bine. Perfect, o trecut somnul de noapte, nu-i bine. Nu-i bine deloc. Hai să ne mișcăm mai repede. Hai, ăsta-i, hai, dă-i sapă tare. Domnul polițist, sper că nu mă auzi, nu? După ora 1 trebuia să se închidă luminile. Văd că nu s-au închis luminile, de ce? Ai, 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 parcă văd că e o problemă mare. Vedeți cum merge lumina aia pe acolo? Bun, nu mă interesează asta. Pot să-l dau jos? L-am dat jos. Și acum fake wall. Nu, nu ne interesează de fake wall. Cum ieșim acolo? Cum ieșim pe acolo? Am putea ieși, nu? Grijă mare, colpir, că... Băi, fraților, noi, sincer, cred că putem să ieșim, dar nu acum. Știi cum facem? Punem așa, fake wall block-ul. Luăm ăsta. Îl punem din nou aici. Ok, și-o trecut ziua relativ. Și o să batem un milițian, de ăsta un polițian. Acum sunt curios dacă pot să repar ăsta între timp. Sunt curios dacă se poate repara. Nu se poate repara. Ah, ok, bine, dar oricum nu mai avem nevoie de el. În orice caz, știți ce trebuie să facem astăzi? Trebuie să batem un polițai și cred că putem să scăpăm, dacă nu mă înșel. Dar nu sunt 100% pentru că mă gândesc că încă e lumină acolo, știi? Și dacă încă e lumină, gen la turnurile alea, nu știu ce să zic, fraților, mi-e frică. Dar merită încercat, I guess. Trebuie să ne batem cu un polițist, să alegem polițistul pe care trebuie să-l batem astăzi. Și din nou, iarăși, diseară, nu trebuie să fiu ales, că dacă o să fiu ales eu, nu o să fie bine deloc. Flor, nu pot să mă mut? Așa, bine. Fiți atenți, eu ies, mă scuzați, eu ies undeva pe aici. Stai, eu unde sunt? Sunt la Flor 1 sau la Flor 2? Vreau la Flor... Hei, 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 eu vreau la Flor 1. Cum ajung la Flor 1? Mă rog. Mai am așa ca idee că totuși era parcă prea multă lumină să ieși pe poartă. Pe poartă nu cred că poți să ieși așa. Dar poți să scapi și în timpul zilei dacă stau să mă gândesc. Știți ce zic? În timpul zilei nu s-a activat de alea. Cred că da, frate. Hai să bat un polițist, o batem. Ce avem acum? Free time? Cum pot să mă bat? Așa?
Oh, nu! Nu, 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 nu! Nu! Am sut... Nu! Am 100%! Dar nu prea am viață să-l bat. E prea puternic Dracula. Nu! Nu! Nu, o să nu vină nimeni să mă ia cineva. Pe bune, trebuie să mă duc la infermerie. Ah, I knew it. This one breeding. Da. Cum facem, frate, să batem pe cineva? Că văd că eu nu știu să mă bat. Aș putea să ies în timpul zilei, dar îmi trebuie o armă, ceva mai puternică. Ah, cum se fac nunceacurile? Nunceacuri? Boss, îmi trebuie ce... Uite ăsta, super whip weapon. Nunceacuri. Două bețe și una de aia, gata, știu. Luăm bețe, rapid. Oricum, dacă nu se poate, dacă nu ne iese treaba, am alt plan pentru episodul viitor. Credeți-mă pe mine. Ei, am găsit una de asta, să vedem dacă avem și acasă. Cred că îmi fac și o armură, să-mi bat piciorul. O armură știu că puteam să o fac cu o pernă. O pernă și duct tape, dacă nu mă înșel. Ne uităm acasă. Uite-mă că avem un băț. Ia să vedem, crafting. Uite, armură. Și ne mai trebuie ceva, sheet of metal sau ceva genul. Nu e nicio pernă asta. Uite, asta e cu pernă și duct tape. Hai că-mi fac una cu pernă și duct tape, dacă nu găsesc sheet of metal. Hai să mergem la lunch time. Ia, băieți, aveți... O, așa, perfect. Fiți atenți. Dăm așa la crafting, punem asta, asta și asta. Și nu se craftează așa? Mai trebuie ceva? Ce mai trebuia? A, și inmate, ok. Pot să mă dezbrac? Pot să mă dezbrac aici sau se ia lumea de mine? Cum mă dezbrac? Pe bune, nu pot să mă dezbrac? Știu că în cealalt joc puteai să te dezbraci. Aaaa, this is bullshit. Oricum, avem aici chestia pentru nunceacuri. Uite-o, 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 ha-ha-ha. Băieți, păi, dar lăsați-mă, frate, fix aici v-ați gândit să-mi dați. Luați-l pe ăsta de aici. Ia-l boss de aici, așa, mersi. Bun, avem așa, 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 așa. Și avem nunceacuri acum. Băga-mea și piciorul să mai vină cineva după mine să comenteze. Acum mi-ar trebui un inmate de la niște haine. Tot, cu totul că avem haina noastră, dar nu putem să o dăm jos, că na. Noi suntem șmecheri, că nu putem să dăm asta jos. Mi se pare de căcat că nu pot. Uite că mi-am dat jos aia. Ce am făcut? Unde mi-am dat jos și unde-i? De unde am papuci? Ce se întâmplă? De ce sunt în puța goală aici? Nu mai înțeleg absolut nimica. Acum o să-mi iau bătaie și mai tare, fii atent. Dar totuși cum nu mai am haine? Asta e întrebarea mea cea mai bună pe care pot să o pun. Unde-mi sunt hainele? Ok. Ok, gata, boss, mă duc. Sunt dezbrăcat? Știu că sunt dezbrăcat, asta este, se mai întâmplă. Am aflat pe ce pot să dau. De ce aveți, măi? No stripping, ok, mă scuzați, n-am haine, ce pot să fac? Trebuie să mă bat cu unul dintre voi. Deci pe I îi atac acum. Ok. Deci, de cine ne luăm? Îl urmărim pe ăsta, Wood, da? Ba piciorul, deci da. Dar n-avem armură. Asta este. Pot să dau în continuare? Dă-i, 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 dă-i. Ia-i aia. Cum o iau? I-am luat-o, i-am luat-o. Nu pot să cred. Acum o să trebuiască să stau low. Să nu vină să mă urmărească.
Oh, nu! Punem asta aici ca să o avem 100%. Să avem și nunceacurile, să avem și asta 100%. Vreau să am toată contrabanda 100% să o am, știi? Oh, nu! Oh, nu, nu, nu! Uite, mă bate, mă bate! Lasă-mă, boss, în pace, te rog frumos! Deci, serios acum, lasă-mă în pace! Ți-am bătut și eu puțin prietenul, care-i problema, ha? Dar jur că m-am comportat ca un adevărat nebun în ultimul timp pe care l-am petrecut aici la închisoare. Deci pur și simplu toată lumea mă urăște. Pur și simplu. N-ai cu cine. Toți polițiștii mă urăsc. Cred că de aștept să scape de mine. Și o să scape de mine, da. Hai frate, lăsați-mă puțin în pace. Hai, dar ce vreau să plec. Mamă, nici n-aveți idee. Nici n-aveți idee ce vreau să plec de aici. În episodul ăsta, dacă reușim. Dar presimt eu că ceva o să se întâmple nașpa și nu o să pot. Ce ziceți? Să încercăm să scăpăm acum ziua? Merită riscul ăsta? Poate era o idee bună totuși să scăpăm acum ziua. Hai să scăpăm seara, până la urmă așteptăm, mai este foarte puțin. Doamne ajută acum să și reușim. Băi, dar du-te în gâtul, măti, ieși de aici. Ieși de aici. Tu n-auzi? Tu, bossule. Mă place 100%. Opinion, 100%. A, de asta stai în cameră la mine, nu? Că-ți place. În sfârșit a venit roll call-ul. Să sperăm că n-o să fim băieții care sunt perchiziționați. Să sperăm. Deci acum dacă zice colpir fix în ziua asta, îmi tai venele. Bun, gata, n-o zis. Hai, la revedere. Suntem pregătiți, oameni buni? Deci, la ora 1 se închid luminile alea mari care ne deranjează, da? Trebuie să fim pe fază. În primul rând o să punem ăsta aici. Și acum cum ies de aici? O să iau ăsta cumva? L-am luat. Îl pun la loc. Acum putem să plecăm pe ușă? Nu! Nu putem! De ce nu putem? Oh, nu. Păi cum ieșim? Nici pe aici nu putem. Oh, nu, fraților. Nu. Nu! Nu cred. Dă-te, dracu! Cum o văzute, așa? Oare îmi percheziționează toate chestiile acum? Sunt foarte curios dacă se întâmplă asta. Mă omoră de tot. Mi-au luat și bad damage și tot. Uite, frate, toți au ieșit din... Toți au ieșit din pârnaie. Gen, din... din camera lor. Ok, lockdown și toate alea, ok. Deci nu poți să ieși pe ușa aia pur și simplu. Mai pe scurt. Ce? Cât? Trebuie să stau aici un minut? Ok, fraților, vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit. Îmi pare rău, n-am reușit să scăpăm astăzi. Am să încerc să scap în următorul episod. Să-mi bat piciorul, frate, deci... Nu-mi dau seama cum dracu pot să fac să scap de acolo. Mai am acum o idee, o vagă idee. Dar nu știu ce să zic. Mă rog, vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit, eu am fost Colpir, nu uitați să lăsați un like, să activați clopoțelul cu notificări, să dați un subscribe și, bineînțeles, să-mi dați un follow pe Instagram dacă vreți. V-am pupat!